من هل نيمار هو من سيغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات؟ نعم 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 نعم، هنا الصديقان، هنا الوفيان بعدما التقيا، لكن هنا ميسي يدخل في هذه اللحظات، ميسي من سطر التاريخ واسمه في. Salut, eu sunt Eddie și bine v-am găsit la un nou episod din Football News. Ei bine, ieri a fost o zi specială în lumea fotbalului pentru că am asistat la un moment istoric, la un moment unic, la un moment pe care nu credeam că o să-l văd în viața asta, sincer să fiu. Probabil știți toți despre ce vorbesc, și anume că Messi a debutat pentru o nouă echipă, pentru o echipă care nu se numește Barcelona. Și, nu știu, mi se pare absolut incredibil, mi se pare foarte ciudat, foarte, nu știu, foarte weird, așa, că pur și simplu nu sunt obișnuit și mi s-a părut foarte, foarte ciudat. Dar haide să trecem direct la subiect, să nu mai lălăim cu vorba. Ei bine, cum vă spuneam, moment istoric pentru că Lionel Messi a debutat în tricoul lui PSG. Argentinianul i-a luat loc în teren prietenului său Neymar, ceea ce mi se pare incredibil. Nu știu, a început o nouă eră, a început o nouă era a fotbalului. Mi se pare pur și simplu foarte, foarte ciudat. Nu mă pot obișnui cu această imagine, adică chiar l-am văzut pe Messi jucând în teren și pur și simplu mi se părea ireal, mi se părea că visez. Da, câteva detalii. Lionel Messi a jucat primele sale minute într-un meci oficial pentru PSG, fiind introdus în minutul 66 în locul bunului său prieten Neymar. Argentinianul a intrat pe teren imediat după ce Paris Saint-Germain a marcat golul de 2-0 pe terenul lui Reims. PSG a început bine meciul din deplasare de la Reims, reușit să deschidă scorul după numai 16 minute grație lui Kylian Mbappé, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Și în momentul 63, francezul a reușit dubla din pasa lui Achraf Hakimi. Apoi a urmat momentul așteptat de întreg mapamundul. Da, nu știu, mi se pare incredibil. PSG în momentul de față nu mai este un secret că este o forță, este cea mai bună echipă din lume, cea mai scumpă, cea mai, nu știu cum vreți voi, are cei mai de calitate jucători, însă să nu uităm că asta nu îi face câștigători. Și, nu știu, avem exemplu Franța la Euro, care toată lumea s-a așteptat să câștige și a bătut Elveția, deci asta nu aduce nicio garanție, dar, nu știu, de acum încolo va fi o plăcere pur și simplu să privești meciurile lui PSG, cu atât mai mult în Champions League, când o să aibă meciuri cu echipe puternice. Și, nu știu, mi se pare puțin nașpa, pentru că joacă în campionatul Franței, care este clar foarte, foarte dezechilibrat și campionatul Franței nu manifestă neapărat un interes, adică înainte să se ridice atât de mult PSG-ul, să fie preluați de acel grup de arabi, nimeni nu se uita la Ligue 1, la campionatul Franței, cel puțin din România, dar acum pur și simplu, nu știu. Am rămas fără cuvinte, frate. De asemenea, mi s-a părut foarte, foarte ciudat că a intrat pe teren cu numărul 30, mi s-a părut foarte ciudat, dar, nu știu, am avut așa un sentiment de neobișnuință, de chestii care pur și simplu nu mi s-a părut reală. Hai că se încarcă poza asta până mâine dimineață, uitați, numărul 30, adică, nu știu, bine, au fost glumele alea că, hei, am numărul 30 și că sunt de 3 ori mai bun decât Neymar. Și bine, era normal să nu ia numărul lui Neymar pentru că nu e frumos, pentru că este și prietenul lui. Dar, nu știu, mi se pare ciudat. Trecând peste această știre, nu mai am nimic de adăugat. Pur și simplu, PSG este un monstru și cam asta este șmecheria. Trecând la următoarea știre legată tot de PSG. Aparent, Mbappé nu s-a dus la Real Madrid, PSG nu a acceptat oferta acestora de 170 de milioane plus 10 milioane bonusuri pentru atacantul PSG-ului. Se pare că Real Madrid erau siguri că îl vor lua pe PSG, au fost foarte, foarte aproape de o înțelegere, după cum probabil ați observat, cei de la Real deja au început să pregătească detaliile pentru prezentarea acestuia, însă în fotbal nu e nimic sigur până nu vezi acolo semnat negru pe alb actul. Na, nu știu,
personal mă bucur că a rămas la Mbappé, nu neapărat pentru că am ceva cu Real Madrid, ci pentru că echipa lui PSG, dacă ar fi plecat Mbappé, nu ar mai fi fost atât de spectaculoasă și aș fi fost foarte, foarte curios să-l văd pe Mbappé jucând împreună cu Messi. Era prea de tot dacă luau și pe Ronaldo. Bine, din punctul meu de vedere, e mult mai bine că nu l-a luat pe Ronaldo și că Ronaldo s-a dus acolo unde trebuie. Am făcut un video și despre Ronaldo, hai să nu mai lungim. Trecând la următoarea știre care are legătură cu românii noștri care joacă în străinătățuri. Se pare că România au făcut spectacol în campionatele Europei. Se pare că Duminic Olimpiu Moruțan a debutat pentru Galatasaray pe terenul lui Kasim Pasa cu o pasă de gol pentru Alexandru Cicăldău. Mi s-a părut incredibil, românii noștri au făcut o fază foarte frumoasă, Doamne ajută să fac așa și la națională. De asemenea, în Seria B, Ionuț de Delceanu a înscris pentru Crotone, iar Valentin Mihailă pentru Parma a înscris golul victoriei, practic, pentru că Parma a câștigat cu 1-0. La fel mi se pare foarte, foarte ciudat că Mihailă nu a fost convocat la națională, dar Man a fost. Și din punctul meu de vedere, în momentul de față, Mihailă are o formă mai bună decât Man. Eu am crezut că nu a fost convocat la națională pentru că a fost accidentat. Dar aparent nu este accidentat. Nu știu exact ce este în capul lui Rădoi, pe bune, adică, dar capul lui Rădoi e un labirint, ok? N-ai cum să-l descifrezi. N-ai cum să-l descifrezi, pur și simplu. Probabil, nu știu, probabil e, doar eu sunt așa. Probabil altă lume este de acord cu Rădoi, dar din punctul meu de vedere îi mai trebuie multă experiență pentru a fi antrenor național. Vom vorbi despre națională mai târziu. Între timp, de asemenea, spre vest, în Spania, Florin Andone a debutat la Cadiz, ceea ce este foarte, foarte tare. Și vedem aici toate realizările românilor din weekendul acesta în campionatele europene. Valentin Mihailă, golul victoriei la Parma, Florin Andone a debutat la Cadiz, Galatasaray egal cu Alexandru Cicăldău și Olimpiu Moruțan titulari, Ionuț de Delceanu gol pentru Crotone, Alexandru Cicăldău gol pentru Galatasaray din pasa lui Moruțan, Mircea Lucescu victorie cu 7-0 în Ucraina, ceea ce este foarte, foarte tare, și George Pușcaș din nou fără gol. George Pușcaș strică seria de reușite a românilor, se pare. Da, am văzut că nu a fost convocat nici la națională, probabil și după greșeala pe care a făcut-o cu Armenia, când a luat acel roșu, pur și simplu nu aveai voie să iei acel roșu, conduceai, chiar nu știu de ce a făcut ce a făcut când i-a dat cu piciorul în cap adversarului, probabil a avut un moment de, nu știu, de nebunie, de nerațiune, nu știu, dar mă rog, asta nu mai este important în momentul de față. De asemenea, Răzvan Marin, integralist în AC Milan Cagliari, se pare că a jucat titular tot meciul, însă au pierdut cu 4-1. Na, ce să faci? Florin Andone a debutat la Cadiz, da, bine, pe asta l-am mai văzut. De asemenea, am uitat să vă spun ceva, Radu Drăgușin este foarte dorit de Galatasaray, da. De Cagliari s-ar putea să fie coleg cu Răzvan Marin. Ar fi un pas în față din punctul meu de vedere pentru Drăgușin, pentru că Cagliari l-ar lua pentru linia de fund al apărării centrale să-l joace titular, ceea ce este clar un pas în față, pentru că în momentul de față Drăgușin nu prinde echipa la Juventus și ești normal. Pe același post sunt Bonucci și Chiellini. Dar nu știu, eu în Drăgușin văd un foarte mare jucător, o foarte mare speranță. Și chiar cred că nu știu, că va reuși să betoneze linia apărării a naționalei pe viitor, dacă de asemenea face alegerile corecte și se duce la o echipă unde să joace meci de meci și să capete experiență. Următoarea știre este despre 2 secunde, campusul aici în bară, este despre meciul ăsta. Da, aparent FCSB umilită de campioana CFR Cluj, pur și simplu un șoc. Cei de la CFR, jucătorii celor de la CFR probabil au vrut să demonstreze că, hei, chiar dacă sunt probleme la administrarea clubului, la conducere, pe noi nu ne afectează și noi ne facem... Practic au arătat că sunt niște profesioniști, jucătorii de la CFR Cluj. De asemenea, au fost conduși pe bară de antrenorul de portari,
care, na, nu știu, mi se pare incredibil ce a reușit CFR Cluj să facă și este un motiv foarte mare de îngrijorare pentru FCSB, pentru că CFR Cluj a reușit pur și simplu să-i zdrobească într-un moment foarte dificil, pentru că avea probleme la conducere, avea probleme la antrenori, avea practic, nu știu, mi se pare îngrijorător ce se întâmplă cu FCSB. Acum nu mai poți să dai vina nici pe Becali, pentru că a mărturisit că nu mai are nicio treabă cu echipa, nu se mai bagă în echipa lui Edi Iordănescu. Și o altă discuție, mulți au spus că este de vina Edi Iordănescu pentru această înfrângere. Eu sincer nu cred, pentru că a venit de două meciuri, frate, a venit de două meciuri, cum a venit și Reggie Camp la Craiova, de două meciuri și l-a pierdut, toată lumea a sărit gen pe el, dar după Craiova, de exemplu, au câștigat cu Rapidul, la altă seară, și au început să... care claxonez, mă. Și au început să își revină. Același lucru eu cred că o să se întâmple și cu FCSB, însă totuși 4-1, nu știu ce se întâmplă cu această echipă, cu FCSB. Și următoarea știre, tot legată de CFR Cluj, se pare că Dan Petrescu ar fi pregătit echipa CFR-ului în meciul cu FCSB. Se pare că, uite, antrenorul cu portarii de la CFR Cluj a recunoscut la final că s-a consultat cu Petrescu înaintea meciului, a negat. Mulți au spus că este mâna lui Petrescu, ceea ce și eu cred, pentru că pur și simplu echipa a arătat total diferit față de perioada în care a petrecut-o Șumi la CFR. Nu știu, mi s-a părut o altă atitudine a jucătorilor, pressing mult mai puternic, mult mai înstărit. Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult cum au jucat CFR-ul când nu aveau mingea, pentru că ați văzut că în meciurile cu Steaua Roșie, Belgrad, în Europa, pur și simplu când pierdeau mingea nu făceau pressing, nu alergau și erau foarte lenți în joc. Ei bine, în jocul de aseară mi s-au părut pur și simplu o altă echipă, mi s-au părut că au avut o atitudine mult mai bună, au avut, nu știu, un spirit de învingători, pur și simplu era 4-0 pentru echipă și ei alergau și voiam în continuare să înscrie și au mai avut câteva ocazii după 4-0. Nu știu, mi se pare incredibil și, cum v-am mai spus, cu Dan Petrescu și cu grupa care e destul de accesibilă din Conference League, eu cred că CFR va face o figură foarte frumoasă, foarte frumoasă în Conference League. De asemenea, Mihai Bogdeanu aproape a revenit la CFR Cluj. Mihai Bogdeanu a bifat 15 apariții pentru clubul saudi, între care 12 ca titular, fără să reușească să marcheze sau să ofere o pasă de gol. Ziua decisivă pentru instalarea lui Dan Petrescu la CFR Cluj, la scurt timp după ce la birourile de la Arena Dr. Constantin Rădulescu din Gruia a ajuns și Bogdan Mara, a fost director sportiv la CFR Cluj, care are șanse mari să redevină colaborator al lui Petrescu. Deși meciul cu FCSB a fost pregătit de Dan Petrescu și al său staff, fapt confirmat lui Ilie Dumitrescu chiar de către tehnician, între antrenor și patronul Ioan Varga nu a fost atins un acord final. Din informațiile DigiSport, până la semnarea contractului mai sunt depus la punct anumite formalități, dar și sunt șanse foarte mari ca părțile să ajungă la un acord după discuția decisivă programată luni, adică astăzi. Iar în aceea zi să fie organizat și evenimentul pe prezentarea noului antrenor principal de la CFR Cluj. Deci e cam clară treaba, ăsta Dan Petrescu cu siguranță o să fie antrenorul lui CFR Cluj încă o dată. De asemenea, cum v-am spus, a reușit să-l readucă și pe Mihai Bogdeanu. Vrea să-l aducă și pe Djokovic, însă situația este mai complicată acolo, pentru că Djokovic este sub contract și e foarte greu să-l iei de acolo, are și un salariu mult mai bun. Prin curația, mi se pare că e, nu știu sigur, dar da, nu știu, CFR-ul se întrește din nou, CFR-ul 90% o să ia campionatul și în această ediție de Liga 1. Nu știu, eu îi susțin pe CFR în Europa, sper să facă o figură frumoasă ca să ne reprezinte și pe noi cineva în Europa, pentru că CFR-ul a fost singura echipă care ne-au reprezentat în ultimii ani în Europa și au făcut o figură frumoasă. Bun, trecem mai departe și vorbim puțin și despre FCSB, care după ce că au pierdut cu 4-1, după ce că Florinel Coman s-a accidentat din nou, se pare că și Tănase s-a accidentat și vestea asta nu afectează doar FCSB, ci și echipa națională, pentru că
pentru că va lipsi de la meciurile echipei naționale. Nu se știe nimic sigur. Uite, Tănase s-a efectuat un RMN luni după amiază, adică acum câteva ore probabil, și rezultatul este unul negativ. Acesta a suferit o întorsă și va fi indisponibil la meciurile României din preliminari. După ce la primul meci pe banca Roșiala Baștilor a pierdut pe Florinel Coman, cel care va reveni abia în decembrie, Liviu Ionescu a primit o lovitură grea, greu de dicerea și din partea contra fostei sale echipe. Da. În prima repriză aici ne este povestit puțin meciul, nu este atât de interesant. Faza este următoarea, că sunt foarte curios să aflu cine îl va înlocui pe Florin Tănase la național. Sper din tot sufletul că Mihail. Nu știu, mai că eu așa zic, asta ar fi alegerea corectă, dar na, nu știu, cum v-am spus, creierul lui Rădoi e un labirint, nimeni nu-l poate descifra. Cred că nici el nu poate să-l descifreze, deci nu știu ce... pe cine va alege în locul lui Tănase. E o pierdere destul de mare pentru Națională, pentru că meciurile lui Tănase făcute la Național au fost destul de bune, sincer să fiu, chiar dacă nu am jucat noi contra unor echipe foarte, foarte, na, foarte, foarte valoroase, dar au fost bune și, sincer, îmi pare rău, pentru că era un jucător important al Naționalei, dar... da, asta este, ce să faci, sper că nu va lipsi foarte mult, sper că se întoarcă cât mai repede pe gazon, atât el cât și Florinel Coman. Și ce să zic, că sunt o știre gravnică. Și în continuare vom vorbi despre o premieră în istoria Naționalei, ne va arbitra o femeie aparent. Partida între România și Liechtenstein, programată pe 5 septembrie chiar la București, reprezintă o premieră pentru Naționala noastră. Asta pentru că tricolorii vor fi abilitați pentru prima oară din istorie de o brigadă feminină. Federația Română de Fotbal a informat în această dimineață că disputa din preliminare cu Liechtenstein va fi condusă de ucrainianca Caterina Monzul, okay, ajutată la cele două linii de Marina Strilașa și Svitlana Grusso. Al patrulea oficial va fi el. Nu o să îi mai zic și lui numele, că m-am făcut suficient de căcat. Da. Ce să spun, destul de interesant. E ucrainian, e de aceea vecină de-a noastră, sper că ne va ajuta și pe noi să obținem un rezultat pozitiv, glumesc. Și încă ceva, să ne uităm puțin pe pagina de Instagram al Naționalei României, pentru că jucătorii au ajuns în cantonament și avem de acolo niște poze destul de interesante din cantonamentul Naționalei. Două secunde, că internetul meu cred că n-a mai fost plătit de ceva timp, de aia se mișcă așa greu. Glumesc. Da, vedem că avem aici câteva poze din cantonamentul Naționalei. Cred că au ajuns toți jucătorii, nu știu sigur, dar au ajuns în mare parte din ei. Asta este U21. Asta este campionatul Naționalei mari. Ci de la U21 susțin doar niște amicale, deci nu este ceva foarte important. Ne vedem aici jucătorii, care sperăm să nu dezamăgească. Și da, a fost și ziua lui Sorescu, la mulți ani Sorescu, a fost și ziua lui Marius Marin, la mulți ani Marius Marin, la cât mai puține autogoluri, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat la Olimpiadă. Și da, cam asta cred că a fost episodul de astăzi din Fotbal News. Ce să zic, hai România, oricum o să mai fac videoclipuri până când România va susține meciurile preliminarii. Bă, nu știu, bă, dar pur și simplu simt, eu vreau să vorbesc și pur și simplu nu mi se încurcă limba în gură, nu știu ce am. Mă rog, nu e asta important. Cam atât cu acest vlog. Dacă mai vreți vloguri de genul ăsta, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, de share, de subscribe. Nu vă faceți griji, vor continua și vlogurile din celelalte seriale mele, cum ar fi cu criptomonede și așa mai departe, pentru că am primit deja întrebări în legătură cu asta. Dar momentan nu s-a mai întâmplat nimic interesant și în momentul ăsta este, nu știu, se întâmplă foarte multe chestii în lumea fotbalului și vreau să vorbesc despre ele. Vom reveni în curând și cu celelalte serii care le-am făcut și până acum. Și până data viitoare, vă urez o zi minunată, toate cele bune, pa, pa!